Mamãe é um bom, é uma única ideia. Ideia ao fim. Passa numa meu trapo com o hater. Tipo, escuta, mãe tá lá. E o Jim. Passa numa meu trapo com o hater. Dá. Ah, sim, que as coisas vão ser mais grossas aqui. Este colega meu ali que razoam. Eu colo care. Chica. Chica zice că sunt cel mai cu minte. Dar de fapt nu e. Pentru că n-am. Și pentru că dacă ar fi el, dacă ar fi cu minte, de ce mi-ar zice fraier? A, da, cred că știu de ce, că Eric a zis nu știu ce lucruri despre mine. Au, perfect! A, și încă ceva. Ca să nu mai am eu așa multă treabă cu haterii, e măcar nu să-mi mai răspund cu același lucru, dar le voi ignora comentariile. Tati, de o să fac, le voi ignora, nici măcar nu să le citesc. Și, scuze-mă, ți-ai fi că mă mai târziu la tine. Ce că mă târziu, nu măcar nu mă urc la tine. Deci sunt răbunată. În fine. Eu nu o să mai postez. O să iau o pauză. Știți cât timp va fi pauza asta? Toată vacanța de iarnă. Scuzați-mă. Sau, ca să nu trebuie atât de mult să așteptați, că e mult până când va începe din nou școala, o să postez numai marțea. Doar atunci voi posta eu. Bine, vacanță de vară, că când va fi școala, voi posta în fiecare zi, cred. În fine. Și așa, așa. Câte hate-uri primesc. Deci, na. În fine, eu lucrează. Și așa când va începe școala, să-i zic la doamna. Așa că... nu-mi pasă dacă îmi zic că-s fraieră. Eu nu-s fraieră. În fine, și am o întrebare serioasă. Sper că nu vă deranjează că voi posta numai în acele zile. Îmi pare rău, dar voi posta numai marți. În fine, pa!